Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei, alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit! Bună, Caterina, bine m-am regăsit! Dau din spatele camerei de filmat și le spun telespectatorilor că interpretai o colindă când intrai aici. Pentru că astăzi am făcut cu Ciprian Șlempo, care la Asociația Turism Covina și are și o agenție și întrebam cu turismul. Și mi-a zis că acum de Crăciun în Bucovina sunt ocupate cam toate locurile. Așa ți-a zis, de Crăciun în Bucovina. Păi nu-i Crăciun afară, păi uite cum e afară. Dar nu mai știu, acum Crăciun de Crăciun a fost așa cu zăpadă sau nu era chiar atât? Nu prea era, nu. Bine, acum se și topește, mai până mâine și după aia se cam duce. Dar e atmosferă de Crăciun în Bucovina și... Și în loc să împodobim bradul, o să împodobim ramuri de sălci. Da, am văzut ieri un copac, adică mai mulți copaci în Florența și era un copac cu flori albe multe, multe, multe. Azi l-am văzut, nu mai știam dacă e zăpadă, adică nu era nicio diferență între flori și zăpadă. Toți copacii sunt în Florița azi. Da. Bă, dar vremea asta nu e doar la noi, în toată Europa a venit un val polar. Val ăsta polar, val ursul polar, așa, și mai ține un pic, așa. Mă gândesc ce o să fie sâmbătă pe arene, că dacă zăpada asta, dacă mai ninge până mâine și o să fie, cred că, mocerlă. Bine că nu se joacă la rădăuți. Da, bine că nu vezi, se joacă trebuie la să rădăuți. Vezi și partea bună a lucrurilor. Acum nu știu cât pentru merge, că e derby, e iarăși. Cât merge drenajul ăsta pe arene și cât poate să absorbă. Dar dacă vine așa un vânt după zilele astea cu nisori, poate usucă teren. N-am o veste bună pentru tine, că până spre miercuri, săptămâna viitoare, o să cam plouă. De da. Paști se pare că va fi totuși vreme mai bună. Dar... Da, dar e cu un pic de pauză. S-ar putea să fie și un pic de pauză. Tu totuși tragi nădejde. Da. Numai școala de șofer să nu faci acum. Eu cred că cei care s-au înscris și au programat orele de traseu prin martie-aprilie s-au gândit că numai bine se scapă de iarnă, de zăpadă, de traficul aglomerat. Ei, sunt niște măsuri pe care autoritățile le iau din mai și din iunie ca să se mai elibereze traficul din Suceava, singura localitate unde se dau examenele la proba de traseu. Dar buba mare nu e aici, ci la proba teoretică. Bun, acum și cei de la școlile de șoferi, e un anumit număr de ore acolo. Nu poți să-l bați pe unul cu rigla la palmă ca să învețe. Dacă nu vrea să învețe, nu învață. Aia e. Și cursurile teoretice și exercițiile astea practice pentru proba teoretică le cam face în regie proprie, Sorin. Bun, dar nu... Îți iei chestionarele, ele sunt dacă online vrei să înveți, peste tot. Că dar dacă adică te uiți... prea puțin faci sală. Da, ok, dar dacă vrei să înveți. Dar problema este că dacă te uiți pe rețelele de socializare, vezi că cam jumătate dintre cetățeni sunt analfabeți funcționali. Și eu mă mir cum sunt atâția cu carnet de conduce, pe bune. Eu cred că dacă s-ar da un examen riguros așa, ar fi străzile, nu ca acum, deci s-ar circula în Suceava foarte bine. Deci sunt foarte mulți, nu știu cum au luat carnetul. Ei efectiv sunt analfabeti funcțional, ei nu pricep. Și dacă nu pricep un text mic, un titlu sau ceva, îți dai seama din comentarii că ei nu pricep. Așa cum n-ai bat să priceapă la semne de circulație, îl bagi în generator, nu mai știe ce să facă. Deci sunt foarte mulți cu permis auto. Păi și cum l-au luat, Sorin? Ori pe șpăgi, ori pe indulgență prea mare, că altfel nu se explică. Și asta cu șpăgile, evident că s-a luat asta și pe șpăgile. Asta cu șpăgile a ținut bine. Până la un punct. Dar sunt foarte mulți care, pe lângă faptul că sunt analfabeți funcționali, sunt și obraznici. Te uiți numai cum se circulă prin oraș. Fete, băieți, nu contează. Tineri, bătrâni. Deci nu... Tupeul și obrăznicia în trafic n-are vârstă. Asta e doar la Suceava, oraș unde a existat acest flagel infracțional? Nu, dar acum câțiva nu știu că era la Pitești. Argeș, da. Nu, peste tot este așa. Și numărul de mașini este foarte mare. Sunt și mașini nervoase, acum abia le pot ține în frâu. Unii vor să șetaleze bogăția și cu mașini. Dar nu, asta cu telefonul mobil spunea, nu știu, Titi, iau sau nu știu ce, parcă. Că cu riscul de a-și atrage injurii din
de la foarte multă lume, a spus, doamne, ar fi bine ca atunci când ești la volan în mașină să nu fie telefonul mobil cu tine. Bine, mi se pare o măsură extremă. Dar asta este modă, eu nu știu, e o lege care nu îți permite să vorbești la telefon mobil decât atunci când ai... Hands-free. Da, dar se vorbește, nu? Eu rar vezi pe cineva conducând și ne vorbim la telefon, ținând telefonul în mână. Și nu doar particular, dar vezi și pe mijloacele de transport în comun, am văzut. Pe autobuz cu brațele lăsate pe volan și cu telefonul în mână. Pe taxiuri nici mai spun, șoferi de taxi care dau SMS-uri și una mai mers de mult cu taxiul, dar am prins. Deci este, în trafic este haos. Este un haos pentru că nici, nu știu dacă se aplică, adică nu se aplică asta cu telefonul, păi ar trebui să lași o grămadă fără permis auto. Deci zici că măsurile pe care și prefectura le-a cerut poliției rutiere și școlilor de șoferi, între care intensificarea controalelor în cazul poliției rutiere, ar fluidiza traficul din Suceava, că mulți ar rămâne fără permis. Da? Acum poliția rutieră, ea când există, când nu prea există, există pe final de săptămână când fac din astea razii din astea sau ce fac ei. Sau la început, da, și la sau niște din astea tematice, că bat toba, că au făcut ei nu știu ce, că au lor nu știu câte permise. Și acum ei sunt ca niște copii, ei se uită și la filme în astea cu poliții și se crede poliția americană. De când le-a dus drag testele astea, toată ziua îi auzi că am prins atâția care erau drogați. Păi m-am văzut un om care cu veselie dădea interviuri și cu deschidere, așa, și primul când ne-a pus drag testul zice ai și pozitiv la o substanță. Așa, și înțeleg că legea e făcută atât de prost, păi dacă dă eroare aparatul, tu mă lași fără permis în continuare până se lămurește prin instanță, este o prostie. Poate omul ia un somnifer că i-a prescris medicul, cum vine asta? Și se joacă cu teoretic, asta, dacă cu e un somnifer, nu te urci la volan. Nu, dar nu știu că ce, știi. Poate are tratament seara, da, doar spune dacă e un anumit tratament și nu poți să conduci. Dar ei acum se joacă cu alea, că le-au primit noi. Cum e la copil o mașinuță nouă? Când e o mașinuță nouă, o freacă, da, două, au trei și mașinuțe noi. Și acum le-au venit și BMW-urile alea. Deci acum o să vin toți ca la circ, se uită la BMW-uri, se urcă în mașină, dau din ștergătoare, dau drumul la sirenă, iau alte preocupări. Eu cred că controle mai serioase sau mai dese iar putea speria pe unii care s-ar urca, nu știu, băuți sau drogați la volan. Dar nu se mai sperie nimeni. Există un fenomen al dintotdeauna al șofatului sub influența alcoolului și a apărut acest fenomen al șofatului sub influența unor substanțe. Da, dar nu se mai sperie nimeni. Vezi, cu toate că se fac tot felul de campanii, nu se prinde de nimeni. Zice, bă, mie nu mi se întâmplă. Nu campanii, merge... chiar control dacă oprești. Nu vezi că se mai fac controle. Dar din trei în trei mașini. Nu aibă că și azi anunțau 400 de controle, nu știu ce anunțau ei pe acolo, nici nu îi bag în seamă, sunt aceleași trompete pe care le dau ei. Și numărul de mașini nu scade în trafic. Păi dacă le luați atâtea permise, de unde tot apare ăștia alții? Păi îți dai seama dacă nu s-ar lua permise? S-ar urca mașinile una pe alta. Deci așa e situația când sunt acțiuni și când nu ar intense și foarte riguroase. Și asta cu școlile de șoferi, să facă fiecare în localitatea lui, cu toate că proba de foc e în Suceava. Ori dai în Suceava pentru permis auto. Dacă ai luat în Suceava permis auto, poți să mergi în București fără nicio problemă și poți să mergi și în Mumbai. În Mumbai și la Cairo. N-am fost nici la Cairo, nici în Mumbai. Ce știu din povești și ce am văzut prin filme. Acolo e haosul de pe lume. Deci dacă te descurci în Suceava și iei permisul aici, pe bune, dacă iei pe bune, ești tătic, te poți duce oriunde în lumea asta. Bun, dar și în zona de munte, pentru că, uite, și în Mumbai ai șanse să trebuiască să cedezi trecerea unor turme de vaci și în Suceava, în zona de munte, ai aceleași șanse. Deci depinde unde vrei să fii șofer până la urmă. Da, era să spun eu ceva cu turmele de vaci, cu niște turme de boi, dar mă opresc aici. Că nu-i frumos. Da, e mai bine așa. Nu, aici e proba de foc în Suceava. Una e să dai la Câmpul Lung, la Gura Humorului și una în Suceava. Probabil că ăsta este și motivul pentru care proba de tractor va fi făcută tot în Suceava. Da, asta este tot ce lipsea. Consiliul Local a dat acum câțiva ani o decizie prin care căruțele nu mai au voie. Cred că ar trebui să dea și la tractoare. Asta mai lipsi. Deci în haos. Poliția rutieră va face un traseu în zona Ițcani, pe unde... Da, că Ițcaniul ăla, Ițcaniul ăla, deci el nu e cartier. E un loc, deci Ițcaniul s-a transformat
în poligon pentru școli de șoferi. Gara e praf, pilaf, e moarte. Așa și acolo se fac școli de șoferi, acum aduc tractoare, să aduc și buldozere, să-i calce în picioare pe cei din Scania. Cartierul Scania e transformat în cel mai mare poligon auto din România, e la Scania. N-ai văzut așa ceva. Dar eu, de ce stau eu în Scania să aud ție hurnitul la tractor? N-am înțeles. Sau că frești tu mașina aia când schimbi dintre a treia între a doua și îți pârâie că nu știi că ești începător. Toți acolo vin la Scania, parcă Scania sunt considerați oameni de acolo, de cetățeni din mâna șaptea. Știi? Și fac, chiar ei, așa că fac ei trasee acolo cu tractoarele. Bă. Sunt condiții bune de trai păi în da, Scania. Sunt, dar dacă îți vine și cu tractorul și cu prăitorul și cu aia și cu aia, dar ce nu vin și cu secerător din aia, cu combine? Fac acolo, Scan să facă ce vor. Nu, dar eu să fiu cetățean al cartierului Scan, chiar m-aș revolta. Adică stai, mă, ce e aici? Poate că încă este timp de revoltă, pentru că poliția rutieră înțeleg că nu a autorizat încă exact care va fi traseul pentru școlile de șoferi. Nu, dar eu ești mutat. Cine e cu ideea asta cu Scan? Poliția rutieră înțeleg păi, că da. Propune să fie un traseu în Ițcani. Da, eu toți cei cu ideea asta, așa un cort din ăsta la refugiați, că nu mai sunt refugiați, de pe la Siret, care stau goale de mult, așa l-aș pune la Ițcani, la gara acolo, peste drumul, lângă fosta terasă, mai e o terasă, așa, și aș muta pe toți aia cu idei să stea acolo, să se mute acolo, îți trimis și în din asta de serviciu, cu interes de serviciu. Delegație. În delegație. Facem delegații, trimitem acolo, punem paturi, așa stea în cortul ăla și să treacă prâitoarea X cu tractorul Z, să stea să vă le combine. Chiar e bătaie de joc de X, cam pe cuvântul meu, dacă nu. Asta mai lipsea, acum după ce că freacă astea mașinile astea mici, toți începători, mai vin și tractoriștea. Nu o să mai fie chiar toate mașinile mici să dea examen în Suceava, ai spus și tu ceva mai devreme, că vor da fiecare în localitățile... Nu, dar uite ce m-am enervat acum. Principale de la care sunt arondate. Zău cum m-am enervat. Nu, dar atitudinea, ca atitudine. Una, două, ce faci? Hai, duce la Ițcani. Mergi la Ițcani acolo, dă-i încolo, las. Una, dar hai. De ce nu șcheia? De ce nu pătrăuți? De ce dar nu tot cu Dragomir? Da, se ducă, da, oriunde, numai la... O, asta cu tractorul. Deci asta mai lipsea cu tractorul. E premieră, oricum, Sorin. Până acum nu puteai să dai examen pentru categoria tractor. Dacă spui că la Suceava trebuia să meargă la Botoșan, da. Dificil. Dacă spui că Suceava e comună, amă că nu e comună. Aici e ca la țară. Dar tractoare din alea care ies din câmp cu noroi pe ele, nu? Ca să facă și glod la oamenii scari. Să fie și mizeria acolo să-și... Dar poate sunt tractoare din acelea foarte moderne, cu GPS, da. Prin satelit. Dar ce nu dau pe câmp astea tractoarele astea? Testele. Că-i pământul omului. Da, și la Ițcani ce? Șosea publică. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin.